Bună ziua, Damian! Bine ai venit la clubul nostru. Spune-mi ce reprezintă pentru tine faptul că ai semnat cu FCSB. Bună ziua! Păi, în primul rând, reprezintă o provocare pentru mine, personal, și pentru club. În general, cred, după mulți ani fără palmares, să spunem așa, și e o provocare mare și sper că pe final de anul să ne bucurăm. Pentru tine, cunoscând fotbalul românesc, ai fost aici mulți ani, cum vezi aventura ta în tricoul echipei noastre? Cum ai spus, am experiență în România. Am stat aici, am jucat aproape 5 ani de zile. Cred că știu ce înseamnă cum să câștigi meciurile, campionate, și ce înseamnă să fii concentrat și determinat, și dacă ești, ce rezultat poate să fie. Sper că cu experiența mea personală că să ajut echipa, că să ajunge unde ar trebui după atâția ani. A contat, te-a motivat mai mult aspectul sportiv? Dorința de a veni aici și de a încerca să faci performanță în tricoul echipei noastre decât aspectul financiar? Tu ai fost în Orient, în Orientul Mijlociu, unde se câștigă mai bine, dar iată, ai ales să te întorci în Europa. În viața sunt multe aspecte la care trebuie să te uiți ca fotbalist, bineînțeles și la bani. Norocul nostru ca fotbalist este că câștigam bani mulți și după niște ani în care, să spunem așa, am tras de mine și m-am uitat poate mai mult la aspectul financiar, cred că sentimentul ăla, când joci, când te bați pentru ceva, asta, chiar aveam chef de asta și cred că am venit la locul potrivit, într-un loc unde lumea de mult timp mi-a câștigat și simt că potențialul este enorm. Și tot împreună vârsta trece și astea sunt chestii care te motivez mai mult decât bani în momentul de față. Asta voiam să te întreb. Consider că mai ai ceva de arătat fotbalului? Nu ești încă la finalul carierei, dar nici departe de acel moment, totuși. Așa este, și cum când ai 20 de ani trebuie să tragi de tine pentru tine, după aia, părerea mea e că pentru că să fii motivat 100%, trebuie sigur să simți o ambiție și la club, și la colegi, și la suporteri. Și am jucat de multe ori prin protiva FCSB și mereu a fost un stadion plin, un stadion extraordinar de greu pentru adversar, și ideea asta m-a tras și de că să vin la București într-un oraș care e foame de titlurile. Și cum crezi că te vor primi suporterii? Cum aștepți întâlnirea cu ei la primul meci oficial? Eu nu aștept nimic. Ei de la mine pot să aștept că cum oriunde am fost, dau maxim. Se spune la vaie, mănânc iarba, așa o să fie. Și cred că asta mereu o să fie apreciat de peste tot. Îți mulțumesc și mult succes! Mersi!